Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanu cu un video despre cea mai tare afacere care o fac eu acum din toate care sunt. Deci eu în multe sunt, dar CoinMD este cea mai tare și vă spun acum și de ce. În primul rând, ea se poate făcut gratis. În septembrie este promoție că la înregistrare, dacă facem verificarea pe acest site, primim 100 de dolari bonus. Pentru fiecare invitat care a făcut verificarea, la fel primim 100 de dolari bonus. Acum, ce se întâmplă cu acești 100 de dolari? Deci, peste o perioadă de timp, ele se transformă în 25.000 monede. Deci, dacă citim scrisorile care vin de la companie, pe e-mail sunt foarte multe mesaje de la ei, undeva câte un mesaj pe zi vine, și sunt foarte interesante aceste scrisori. Ele explică ce se va întâmpla cu compania, cu ce se ocupă și de ce ea este așa de tare. În primul rând, despre companie vreau să spun, CoinMD este o companie legată cu medicina din SUA. De ce MD? Medicina. Deci, are 15 luni, ea are blockchain-ul ei, deci ea singură criptează monetele, deci nu le are prin smart contract, de pildă cum este Ethereum, deci ea portofelul lor. Deci în companie, dacă să luăm, sunt 3 conturi, CMD Revrats, unde intră monetele sau dolari bonus, deci în acest cont. Deci, la mine se vede că am 1975 de dolari, din care trei sunt câte 25, când încă se dădea câte 25 dolari promoția, iar acum, în octombrie, ăsta, în septembrie, deci deja e 12 septembrie, mai rămas 18 zile, puteți dovediți, pentru fiecare invitat care se verifică, primim câte 100 de dolari. Deci scopul meu este ca eu să primesc gratis 1 milion de monete. În ce caz primim 1 milion de monete? Dacă avem 30 de oameni care după linkul nostru s-au înregistrat și au făcut verificarea. Deci eu vreau să primesc 1 milion de monete, pentru ce? Ca să le pun la păstrare. Și ce va fi cu aceste monete? Deci, asta vreau să vă spun ideea că... Deci, am tradus o scrisoare de la ei și vreau să vă citesc pe el. Deci, sunt deja două persoane care au peste 30 de oameni și au primit 1.750.000 de monete. De ce 1.750.000? Pentru că 1 milion este bonusul de la companie, iar pentru fiecare invitat 30, câte 25.000 pentru fiecare, să mai primesc încă 750. Deci 30 mulțesc cu 25 și este 750. Deci în total 1.750.000 de monete. Acum ei spun că aceste monete în 21 de luni vor crește de 500 de ori. Acum gândiți-vă de 500 de ori dacă vor crește. Acum moneta este jumate de cent. Deci luăm calculatorul. Acuși, luăm calculatorul și o să vedeți. Deci, monetă acum, care noi le primim cu 0,4. Înmulțim la 1.750.000. Câte dolari ar fi?
Ar fi undeva eu am greșit. Nu e așa ceva. Șapte mii de monțit la 500. Три миллиона, ну, ну. Ну, сколько больше, чем 4. Да, 100 долларов. Еще 25 000 монет на 100 долларов. Dacă nu invitați pe nimeni, o să aveți doar aceste 25.000 de monede. Dimulțit la 500, 50.000 de dolari poate fi. Deci 50.000 de dolari puteți să faceți din bonusul acesta care îl primiți gratis. Acum 100 de dolari. În timp de 21 de luni, deci ei așa planifică să crească prețul în 21 de luni. Fiecare dolar pe care, care îl pierdeți pe lucruri prost, vă va costa 500 de dolari în următoarele 21 de luni. Deci asta ce se subînțeleg, că dacă se investe acum, de pildă, un dolar în monede, el va reduce 500. Deci monetele ar crește de 500 de ori. De ce o să crească monetele? Deci tot în această scrisoare, undeva mai sus, acolo era scris. Deci, noi când intrăm în afacere, deci asta e o companie de MLM binar. Deci când vrem să câștigăm mai mult, deci este așa ceva ca cumpărarea pachetului. Deci eu am cumpărat pachet de 149 de dolari, dar aici ia sunt toate site-urile principale care sunt de companie. Deci primul site este Marketplace, deci unde vor fi foarte multe produse în curând care vor fi posibil de cumpărat pe aceste monede. Deci și acum unele sunt care se poate cumpăra, dar trebuie să cumperi monede. Deci eu n-am monede, ca să cumpăr să vă arăt. Deci eu am până când primit bonus pentru invitați câte 100 de dolari, 1975 de dolari, ați văzut acolo, care în 2-3 săptămâni se vor transforma în monede. Deci pentru 100 de dolari, 25.000 de monede se vor da. Și toate aceste monede se vor da gratis. Deci dacă vreți, faceți așa ca mine, deci invitați oameni și adunați bonusuri, ori este o promoție mai interesantă, despre care o să vă spun, sunt ca tare, tare multe promoții care merită de făcute investiții în această companie și o să vă arăt de ce. Deci uitați, acesta e site-ul principal de internet magazin, așa se spune, unde sunt produse diferite pentru sănătate, medicina regenerativă de pele, asta sunt niște produse foarte scumpe legate cu stem, deci asta celulele stem, ele sunt foarte scumpe, deci în curând vor fi așa produse, vom putea cumpăra aici dacă vom dori, dar mai bine acum de cumpărat monede, pachetele se cumpără aici la membership plan. Dacă cumpărăm pachete, noi avem acces la bonusuri din binar. Deci, prima promoție care este la dânsă în septembrie, promoția septembrie, dacă cumpărați pachet Prime din bani proprii de 149 de dolari,
Deci primiți cadou pachetul bronz, care costă 550. Deci primiți cadou 400 de dolari. Deci atenție, deci asta e un plus, de ce? Că pachetul bronz, diferența față de pachetul prime, că el are deja și matching bonus, deci din primul nivel. Când în prime acest bonus nu este. La fel, plusul la acest pachet este că el permite săptămânal discos 1000 de dolari. Când acest primul doar 250. Așa, pe urmă. Aici îmi permite de a folosi mining dacă doriți. Deci puteți în browser să porniți minarea monetelor undeva 15-50 de monete pe zi poate de dobândit. Ele acum îndeți ele scopici, dar când vor fi 5 dolari moneta, deci acum dobândim câte 10-50 de monete pe zi, asta ar fi 250 dolari pe zi în viitor. Deci gândiți-vă. Primul lucru care este foarte interesant, că sunt pachete care, dacă le cumpărăm, ele ne aduc multe, multe posibilități de a câștiga. Deci eu, în final, voi lua pachetul Silver. Deci tot gratis îl voi cumpăra treptat. Deci acum scopul meu să ajung la 30 de oameni invitați să primesc bonus 1 milion monete. Pe urmă, deci primul portofel unde sunt monetele bonus. Ele când se vor schimba, monetele se vor transforma în acest portofel cu care vom putea face cumpărături. Deci moneta principală companiei este CMD. Și se află în acest portofel. Deci, CMD, eu nu am nicio monetă încă. Am avut... în CMDT, deci valetul credit, am avut în credit niște dolari împrumutați de la sponsorul meu. De pildă, când facem înregistrare, primim 10 dolari credit, în contul credit. De la sponsorul meu, care deja a scos azi 500 de dolari. Deci acest site plătește. El mi-a dat 139 și am cumpărat pachetul de 149 Prime. Deci deoarece l-am luat din bani credit, eu nu am primit... bonus pachetul bronz. Deci doar când cumpărăm din bani proprii, nu din bani credit, primim și pachetul bronz. Deci asta e promoție care este doar acum în septembrie. Deci cu portofelele, cred că s-a înțeles, sunt trei portofele care diferență de unul, unii sunt dolari primiți ca bonus, într-a doua dolari ca credit și într-a treia unde sunt monetele CMD. CMD cu care se cumpără pachetele, cu care se vor cumpăra produse la... la... magazinul lor și așa mai departe. Deci, de ce vor crește monetele în preț? În primul rând, ei dau monete gratis acum pentru ce? Ca să crească cantitatea oamenilor care folosesc această monetă. Deci, ei au un plan care spun că este mai bun ca planul la Bitcoin. Cu timpul, această monetă va fi mai răspândită ca Bitcoin. Din care cauză ea va crește așa de mult, deci de 500 de ori.
în primele 21 de luni sau în 2 ani, spunem de acum, undeva în 2 ani, orientativ. De ce oamenii care investesc acum și știu despre planul companiei, ei aceste monede le strâng, nu le vând. Iar oamenii care, de pildă, gratis le-au primit, mulți le vând. Pe urmă, de pildă, o să le pară rău că un milion de monede acum undeva e 600 de dolari, ei le vând la așa preț. Iar pe urmă, un milion de monede vor costa un milion de dolari. Deci ideea care, că acum 500 de dolari, care dacă le... Deci nu, 500, ei scriu că e 600 de pe că un milion de monede, dacă moneta va crește la 2 dolari, pe le poate fi 2 milioane de dolari. Adică 600 de dolari și 2 milioane de dolari e o mare diferență. Deci asta este costul viziunii. Nu, viziunea. Deci viziunii la oameni care nu o au. Iar care au viziune, deci ei păstrează aceste monede. Deci, cum de făcut corect înregistrarea? Eu am făcut mai multe video, dar dacă n-ați văzut, deci pe canalul meu sunt alte video, am acolo am arătat două cuvinte. Deci, sunt 5 site-uri principale. Deci, verificarea noi facem pe site-ul CMD Exchange. Deci, asta e site-ul la bursă. De ce acolo se face verificarea? Căci acolo se scot banii și, în primul rând, companiile este din SUA. Acolo, cu verificările, este foarte strict pentru ca să nu aibă probleme. Orice companie care se ocupă de bani, ea, în primul rând, respectă legile. Deci, în final, trebuie să fie așa, aprobat. Deci trebuie să fie verificat cont. Deci dacă nu e aprobat, intrați și faceți trimiterea copii la buletin și a doua poză, un selfie, unde sunteți cu buletinul în mână. Trebuie să fie pozele calitative. Verificare se face foarte repede, doar că trebuie să fie corect trimise. Și deci când cumpărați pachet, deci eu am cumpărat pachet ca să pot și da la scos banii. Deci până nu cumpărăm pachet, a doilea condiție, de ce mai trebuie cumpăra pachet? Că nu pot scoate bani. Deci toți oamenii care vor să scoată bani de pe acest proiect trebuie să cumpere pachet. Acum, ce se întâmplă cu monetele care noi le folosim pentru cumpărarea pachetelor? Deci asta ei scriu în scrisorile acestea. Deci, astăzi avem 15 luni, în iunie 2020 vom fi 3 ani cu 10 milioane de membri din întreaga lume, 10 de mii de furnizori de asistență medicală care doresc să accepte CMD pentru produse și servicii. Vom avea 25-50 de criptocurente de top din lume în bursă aceasta, deci unde acum este doar CMD Bitcoin, vor mai fi adăugate și alte criptomonete, tot va fi un plus, deci vom putea schimba pe mai multe monete, nu numai pe Bitcoin cum este acum, deci vor fi în jur de 50 de monete. Și CMD va avea un plafon de piață de 100 de miliarde. De ce? Pentru că oamenii vor fi în jur de 10 milioane, iar monetele care se cumpără pachete vor fi arse. Deci ce se întâmplă când închipuiți o situație? Tot mai multă lume apare, de pildă, într-un magazin care
vinde pâine. Iar pâine de zi cu zi tot mai puțină se dă. Deci crește în final costul la pâine. Deci așa se va întâmpla și cu monetele acestea. Deoarece tot mai mulți oameni se unesc, iar monetele care, cu care se cumpără pachete se ard. Și deci monetele de ce vor scade, căci noi pachetele le cumpărăm anual. Iar în 3 ani, de pildă de 3 ori, va trebui de cumpărat pachet. Deci, de 3 ori, minim va crește cererea. Cu toate că acum prețul e o cantitate, iar pe urmă va fi total. Total sunt 10 miliarde de monete. Total 10 miliarde, dintre care deja 9 miliarde 450 de milioane, 903 mii 48 de monete s-au dat în circulație. Mai sunt încă undeva 5% jumate de emis. De ce, dacă doriți, încă mai dovediți, folosiți, uitați-vă, este așa ceva ca minin, deci, dar trebuie inițial să cumpărați pachet. Care îl porniți? La mine browserul cam slăbuț. Îți greu să-l schide. Deci îl porniți și el minează. Eu nu-l folosesc. Are vreo 3-4 ani, deja nu mai știu cât precis calculator și trebuie niște memorie de adăugat, că el se poate lucra mai bun. Deci, ideea care? Că acum gratis se poate de făcut multe monete. Doar invitând oameni. Pentru un invitat primim 25 de monete, 25.000 de monete în final. Dacă invităm mai mult de 30 de oameni, deci nu pur și simplu oameni să invităm, dar care s-au făcut verificarea, primim pentru mai mult de 30 de oameni încă 1.000.000 cadou. Deci, de vreo câteva sute mii acum. Se poate verifica. Undeva 300 de mii costă pachetul Prime. Trebuie cumpărat pachetul Prime pentru ca să puteți da la scos bani. Dacă doriți și nu vreți să păstrați monetele. Deci iese 392.951 dacă azi aș cumpăra pachetul Prime cu monete CND. Ele se cumpără la burs. Deci prețul care le se vând acum 0,0, eu am greșit acum. 3,0, 6. Eu am luat 2,0. Deci de aici îți cumpără monete sunt. Zero, zero, șase. Deci
1354 de dolari, 2.257.000 de monede. Monede sunt, nu-i problemă, dar fi bani. Deci, dar poate și gratis de făcut, cum eu, cum așa am arăt. Dar, deci cum facem noi acces la linkul nostru de referral? Deci aici este My Seat Option, deci apăsăm pe My Replicat City. Deci aici se deschide o fereastră unde este linkul nostru. Îl copiați și îl dați la cunoscut. Ei trebuie să fie așa pe Join Today. Unde foarte important, toate datele de introdus cu mâna. Deci nu trebuie de făcut copy-paste. Dacă facem acest lucru, nu merge înregistrare. Deci, nume, prenume, telefonul mobil, îl scrieți cu plus, deci pe urmă codul României, dacă din România 40, pe urmă 7, fără 0. Mulți din voi nu știu cum scrie corect codul țării. Pe urmă nu merge verificare, o, eu știu dacă trebuie să acolo nu unii lucruri. Pe urmă adăugăm e-mail-ul, tot manual îl scrie. Repetăm e-mail-ul. Aici e codul la persoana ce ne voi invita. Deci, mai jos, introduceți login-ul care îl doriți. Repetați login-ul. Dacă e cu roșu, înseamnă că login-ul e ocupat. Căutați varianta care este liberă. Pe urmă aici parola, repetați parola. Parola se face din cifre, litere mari, litere mici, deci fără simboluri speciale. Mulți asta nu știu și fac și nu pot face înregistrare. După ce bufați aici, care citați condițiile, pe urmă apăsați pe submit. După ce apare informația, verificați dacă este corect, dacă este corect, apăsați pe Signup. Iar după ce am apăsat pe Signup, deci eu acuș arăt în, de două ori nu pot să fac înregistrare și o să arăt video în care am făcut. Unde se vede? Будет в начале вашей страницы для... Deci, ceea ce am explicat acum, eu în acest video arăt. Deci, în final, după ce am apăsat, deci, Signup, după ce am verificat dacă tot e corect, apăsăm pe Signup. După ce nu ne apare așa o pagină, unde sunt datele noastre la ID-ul nostru, undeva îl salvați că îl trebuiește.
Пиурма. Дичь опасат спилинку лачеста. Дичь приму пас. Аз трекут треб трекут ла пасул 2. Ка са интрац ин сайтул ни бурса. Ши са фачец верификаре. Дичь. Кын интрам сайтул бурси. Дичь арат аша чава. Vedeți, când încă nu sunteți verificat, la voi apare incomplet, scrie cu roșu. Și trebuie de apăsat pe verifi account. După aceea, apare o pagină unde sunt doi pași. Deci, apăsați pe condiții și apăsați pe procent. După aceea, alegeți de aici țara și alegeți documentul care îl trimiteți. Deci, spate trimis pașaport, ID card, deci buletinul interior sau permis de conducere. Deci eu am ales ID card. Acum la unii posibil că ID-urile sunt din două părți. Dacă sunt din două părți, atunci trebuie să bufați aici și să introduceți ambele părți. La noi de pil din două părți, eu am bufat și am introdus ambele părți. Și ele se adaugă aici, ea e scris JPEG or PDF, mai mult de 500 de kilobytes și 300 de DPI, adică trebuie să fie de calitate bună. Adăugați din calculatorul unde aveți. Ele se atașează. Deci selfie, deci așa ceva faci. Poza unde se vede și buletinul în mână. Deci asta trebuie și nu faceți de la distanță mare. Trebuie să fie cât mai aproape ca să vadă mai bine informații de pe buletin. Deci trebuie să se citească. Atunci ei le primesc. Ați trimis și scrie că în câteva minute până la 24 de ore ei verifică. Depinde când dați. Deci dacă nimeriți în perioada când e pauză la ei, deci când apare persoana, el verifică tare la mine foarte repede. În jumătate de oră, oră a fost verificat. Dacă nu e corect ceva, ei refuză și vă scriu cu. Deci poate spune că calitatea e rău, ori știu ce acolo, ori poate un document să primească, de pildă, unul nu. Cum la unul a fost, de pildă, selfie-ul primit, iar buletin nu l-a primit. Sau invers. Deoarece calitatea cam rău. Și atât. Deci nu e nimic complicat, trebuie de invitat cât mai activ. Deci, ideea care? Că este o afacere în care se poate de făcut milioane de monete. Dacă de păstrat aceste milioane de monete, peste câțiva ani, posibil de ajuns milionar. Deci închipuiți-vă că moneta, dacă ajunge la 2-3 dolari și aveți 1 milion de monete, deci sunteți milionar. Și se poate 1 milion de monete de făcut acum gratis, dacă invitați 30 de oameni. Deci gândiți-vă ce posibilitate este acum. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.